Astăzi avem plăcerea de a vorbi despre un supliment nutritiv de valoare pe plan mondial, adus în România de o firmă, o companie al cărei președinte, domnul Ivan Weiss, sârb frumos și puternic, e chiar aici în emisiune, însoțit de simpaticul Dejan Perinat, cel care va asigura translația, și vom vorbi despre un produs deștept făcut în Japonia, GE-132, din combinații de plante și de elemente ale regnului animal, care face mult bine organismului omenesc. Astăzi vom vedea cum acest supliment, cercetat și realizat de savanții japonezi, îl ajută pe om confruntat cu cel mai mare blestem al timpurilor moderne, care este stresul, presiunea, tensiunii psihice, alergăturii permanente, al lipsei de timp, al gândurilor că permanent nu ți-ai îndeplinit toate punctele pe care ți le-ai propus, și groaza că în concurență nu ești învingători, și atâtea și atâtea, ajung să chinuie grav organismul, iar radicalii liberi abia pândesc să aducă bătrânețea mai devreme, să aducă bolile grave. E, acest supliment nutritiv de marcă japoneză, adus de compania International Help, condusă de domnul președinte Ivan Weiss, rezolvă și acest subiect. Bună ziua! Cu drag! Îl așteptăm de fiecare dată cu mare plăcere. Și mie îmi face plăcere că m-ați chemat și vin cu mare plăcere. Să vorbim de stresul ăsta care e marele dușman. E veliki naș protivnik. Astăzi aproape că nu există niciun om care să nu fie sub stres. Începând de la cei mai tineri, care au, de exemplu, probleme la școală, cu părinții, care au tot mai puțin timp pentru ei, pentru că au și ei problemele lor, și apoi se transmite și perioada de pubertate, apoi când și noi la rândul nostru ne angajăm, avem și noi din ce în ce mai multe situații de stres. Ceea ce ne creează cel mai mult stres în ziua de astăzi este nesiguranța zilei de mâine în ce privește locul de muncă, dacă vom avea un loc de muncă sau dacă îl vom pierde mâine. Astăzi ne-am transformat într-o mașină care aleargă ca să facă bani. Din cauza lipsei de timp și din cauza stresului, nu avem nicio alimentație corespunzătoare. Nu ne hrănim de 5 ori pe zi. Nu mâncăm de 3 ori pe zi. Mâncăm în picioare. Iar hrana noastră, care este de fapt un sistem natural de apărare, prin acest sistem ne hrănim corpul, din păcate nici acest sistem nu funcționează în ziua de astăzi. Urmările acestor simptome sunt de cele mai deseori, se manifestă ca o lipsă de energie, ca o slăbiciune, oboseală, iar mai târziu, când intrăm mai adânc în problemă, bineînțeles, cade sistemul imunitar.
Și în momentul în care armata de autoapărare, care imunitatea, imuniteta, e slabă, e obosită, e vlăguită, suntem prada bolilor bătrâneții, bolilor aduse de toți agresorii și ceva natural trebuie să facem. Conform Organizației Mondiale Sănătății, primii sunt japonezii cei care au introdus expresia de oboseală cronică. Astăzi, inclusiv Organizația Mondială Sănătății vorbește despre acest simptom. Simptomele de bază sunt... Mă culc obosit, dorm toată noaptea și mă trezesc obosit. Și fără putere și bez fără nage, chef. Bez voie. Acestea sunt primele simptome ale căderii sistemului imunitar. Atâta timp cât sistemul nostru imunitar este puternic, noi nu suntem bolnavi, noi suntem sănătoși. Cea mai mică, cel mai mic semn de boală, orice fel de boală, de la cea mai simplă până la cele mai complicate, sunt de fapt datorate căderii sistemului imunitar. Astăzi noi trebuie să ridicăm sistemul imunitar. Există câteva metode. Metode naturale, de exemplu, hrănirea sănătoasă, exerciții fizice, odihnă bună, un somn bun, o familie sănătoasă. E toate acestea, din păcate, ne lipsesc în ziua de astăzi. Nu avem toate astea astăzi. Vorbim despre radicalii liberi. Ce determină apariția radicalilor liberi? Cu toții știm că există radicali liberi. În mod normal noi avem radicali liberi în organism. Dar până la anumit număr. Dacă avem mai puțin decât este normal, nici asta nu este bine. Dar este mult mai periculos dacă avem prea mulți. Ce duce la apariția radicalilor liberi? În primul rând este stresul. În al doilea rând, radierile. Discutam despre produsul că este japonez. Iată ce se întâmplă în Japonia în ziua de astăzi. Japonezii au ajuns la acest produs încă în anii 46-47, când au cercetat urmările bombei atomice. Deci au urmărit cum s-ar putea proteja poporul împotriva acestor radiații puternice. Tocmai acest aliment, supliment alimentar, este cel care i-a apărat de radiații. Este bine de amintit și imediat domnul președinte va detaila că în compoziția acestui supliment nutritiv, profesorii, academicienii, savanții japonezi au pus și o ciupercă, singura care n-a murit în urma bombardamentelor de la Hiroshima. Atât de puternică a fost acea ciupercă încât a rezistat radiațiilor îngrozitoare. Este această ciupercă una din componentele suplimentului nutritiv japonez adus de compania domnului președinte Ivan Weiss. Exact. Tocmai această ciupercă, Genoderma lucidum, care s-a folosit de mii de ani în medicina japoneză, în medicina asiatică. Din păcate, noi toți ne punem în mișcare când avem o problemă. Nu ne străduim să lucrăm preventiv, ci doar încercăm să rezolvăm problema. Lăsăm să apară problema, permitem să apară, în loc să lucrăm la prevenție. Astăzi stresul duce la apariția unor boli cronice grave. Când vorbesc de boli cronice, aș putea chiar să spun că în mod necontrolat,
cancer. E epidemiologic. Apare astăzi cancerul și apare în de dimensiuni epidemiologice. Mulți astăzi spun da. Cancerul față de acum 10, 15, 20 de ani a crescut de 10, 15, 20, chiar de 30 de ori. 30%. Și nimeni nu poate să găsească explicația. Când mergeți la medic, aveți tensiunea ridicată, să zicem. Ce vă spune medicul? Cu ce vă ocupați? Păi lucrez. Păi da, domnule, dar dumneata ești sub stres. Și totul se explică prin stres. Și este adevărat acest lucru. Dar nimeni nu ne învață cum să scăpăm de stres. Astăzi nu putem să scăpăm de informații. Când ne uităm la televizor, când citim un ziar, din păcate ne umplem de informații negative. Când citim ziarele, același lucru. Multe din cele ce ne înconjoară ne aduc informații negative. Aș vrea să pun întrebarea, o face cineva intenționat? Că eu sunt convins că și în România, ca și în Serbia, acum 30 de ani, nu existau asemenea informații agresive. În lume nu exista atâta agresivitate în lumea informațională.